Eu sunt Laura și astăzi o am alături de mine pe surioara mea, Betty. Salut! Iar după cameră o avem și pe mama. Salut! Și împreună cu Betty, astăzi o să facem un challenge pe care l-am inventat și mai exact 3 culori ojă challenge. Și acest challenge, 3 culori ojă challenge, o să-l facem pe căni. Ceea ce o să fie foarte interesant, eu una niciodată n-am mai pictat o cană în viața mea. Nici eu. Și cred că o să fie foarte, foarte dubios și mișto. Avem aici foarte, foarte multe culori de ojă și eu va trebui să aleg 3 și tu 3, da? Și după asta, împreună cu Betty, mă rog, Betty pe cana ei, eu pe cana mea, o să pictăm absolut orice vrem noi. Nu suntem limitate absolut în orice. Asta o să n-am foarte dubios. Nu suntem limitate în ceea ce ține de desen. Deci, haide să începem, Betty, te las pe tine să alegi prima culoare, poți să închizi ochii. Deocamdată eu o să amestec, ok? Da. Ești gata? Da. O să le pun așa. Gata? A. Toate culorile sunt frumoase. Ce drăguț! Iar asta mai aproape, uitați ce culoare frumoasă are Betty, un roz aprins. Ia-mi închis ochii, Betty, acum e rândul tău. Gata? Da. Dar ce culori diferite avem deocamdată, vezi? Wow! Poate chiar s-a turcoaz și toți să-i râs. Vedeți? Nici nu poți să alegi ceva urât aici, toate sunt frumoase. Da, dar depinde. Important să nu aveți toate trei aceleași nuanțe. Eu vreau galben. Galben, bine. Și foarte interesant că atâta creativitate poți să faci în acest challenge. Galben. Oranj, e drăguț. E ca galben, dar este un pic mai prins. Oricum, ai ce da, să faci. Ți-ar trebui ceva, un verde, un turcoaz, un albastru. Ia am închis ochii, Betty, e rândul tău. Gata? Bună. Asta e și gata. Doamne, sper să nu fie roz. Ce trist. Nu, roz și eu. Ziceam, vreau să fie albastru, am senzația că aveam roz. Da, sunt cam nuanțe foarte asemănătoare, dar o să încerc să fac ceva cu da, asta. Da, important a treia să fie diferită. Nu mai idee ce să fac alea. Da, o să ne mai, o să vedem. Trebuie să fie ideea mea. Și tu pe care ta ideea. E ultima culoare. A ta e ultima, corect. Și eu mai... Gata, Betty? Bravo, ce frumoasă are Betty! Da, lui Betty a mers! Dar tot așa, destul de diferite la ea, la mine sunt cam asemănătoare. Eu închid ochii, sper doamne! Sper să spici o culoare mai drăguță. Dar când pic aceeași culoare... Nu, că nu vreau! Culoarele mele sunt drăguțe! Da, sper culoare drăguță, culoare drăguță! Este un oranj. Cred că este același oranj ca la tine, da? Da, e același. Deci, hai imediat facem o recapitulare și trecem la partea creativă. Uitați-vă ce culori am eu. Am un turcoaz, un albastru deschis a unui cer senin și un oranj. Ia să vedem, Betty, tu ce ai? La fel turcoaz. Un turcoaz mai închis, un viu. E un fel de, cum îi zice, din ăla smarald. Smarald. Da, smarald. Așa, verde smarald, portocaliu și roz. Roz bombon. Wow, da. Ce frumos! Și portocaliu. Bombonică! Da, portocaliu l-avem identic. Acum partea cea mai interesantă, cea mai captivantă și cea mai încordată, spune eu, că e foarte important înainte să începem să facem orice pe căni, să ne gândim foarte bine la idee, da? Pentru că dacă începem, foarte greu să salvăm. Trebuie să ne alocăm măcar câteva minute să ne gândim ce să desenăm, da? Dar ține secret, nu spune nici mie, nici lui mama și eu tot țin secret. Imediat revenim deja cu ideea legată, da? Da. Noi cu Betty ne-am gândit, ne-am pregătit aici masa cu o folie specială ca să nu murdărim totuși de oja. Și acum eu sunt gata să trec la acțiune. O să-mi suflec mânecuțele, o să culc cana. Ai, avem aceeași idee. Da. Idee. Și sincer, îmi fac griji. Deci pentru că ideea în capul meu arată foarte bine, doar că nu știu dacă o să reușesc să o și desenez. Și la mine arată! Eu în locul vostru nu aș culca cana. Nu? Păi nu o să învârt cumva, eu așa aș desena. Da? Și aș ține în mână. E bine, da. Dar pe verso când eu de toartă aș ține-o. Sau pe masă. Bine, nu fac tot cane.
fac numai o parte. Păi și eu. Da? Dar cum unele căni au imprimiu. Am înțeles. Eu mă gândeam că deja am prejur. Păi dar culcați-o. Păi nu, spate, eu am o idee. Hai, o să hai, încercați, faceți cum vreți. Eu, de exemplu, mi-am imaginat un fel, voi altfel. Fiecare, tocmai, asta e un challenge foarte creativ. Și vezi, Betty, nu lua foarte multă nuanță ca să nu uite așa. Așa se bea, de ce să fac eu aici? Încep? Da, dar nu ți recomand să pui gurița, Betty, deoarece ca na... Aaa, eu mă așteptam nuanțele să fie mult mai aprinse. Da? Da. Sunt foarte palide, vai, dar e mult mai greu decât pare. Da? Încerc să fac un cerc. Cercle. Și e mai greu decât pare. Dar măcar se ține. Da, măcar nu curge. Da. Tocmai camera se focalizează greu, deoarece mai nu vede nimic. Serios? Da. Dar mai aproape și să se vadă. Până ce un punct albastru. Hai că așa e bine, dar e important acum să nu curgă. Da, eu... Deci asta e un experiment. Noi încă așa ceva n-am făcut niciodată. Da. Vreau capul mai mare. Dar oricum avem în plan să experimentăm mult anul acesta. Toată viața. Toată viața. De fapt, e bine să fii creativ. Faci un cerculeț? Da, încerc cel puțin. Da, bine, nu e neapărat să fie perfect, că ce am eu în cap nu e neapărat să fie perfect. Știi că... Ce-ai tu, oare? Perfecțiunea constă din multe imperfecțiuni. Nu? Mm-hmm. Ești ca pentru prima dată merge. Da. Ce e asta? Nu știu. Ce chestia asta? O să vedeți. Acum, Betty, cred că poți să începi și tu. Sau tu încă ai emoții. Hai, Betty, eu zic să încep, că altfel o să dureze mult până o să se usuce. Da. Cred că o să trebuiască să așteptăm și să se usuce. A, nu, că după... Ce să folosim fionul? Da, nu este o idee prea bună. Că după curge tot. Hai, Betty. Eu o șterg un pic. Betty o șterge. Hai că totuși pare drăguț, sper să se prindă la un moment dat. Și să nu curgă? Îmi pare că eu îmi dau seama ce e acolo. Ce? Dar nu spune. Da, eu nu-mi dau seama. A, nu, nu ți-ai dat seama, mama. Știu la ce te-ai gândit, la un papagal, nu? Da? Nu. Nu? La papagal dacă e din două cercuri. Nu știu, poate asta e trupul și asta e capul. Nu, eu m-am gândit la ceva mai de iarnă. Nu. No. A, și eu m-am gândit. Eu știu deja. E că acum dacă v-ați uitat, vă dați seama foarte rapid. Hai, Betty, tu. Da. A, da. Eu gândeam că eu nu te zăpadă. Hai, Betty, hai. Asta nu ai voie să mergi. Credeam că e culoare mai... Mai intensă? Da. Da, uite că și la mine, până la urmă, se primește. Stai că nu pot să focalizez așa păi de repede. Nu, eu doar vorbesc, că la mine, până la urmă, culoarea s-a primit chiar drăguță și chiar într-un fel foarte interesant. Ia, uitați-vă, cum așa degradeu, vedeți? Parcă am folosit mai multe culori. Super. Nu mă așteptam să iasă așa bine, sincer. Păi stai că încă nu s-a uscat. Corect, corect. Eu zic că încă e de vreme să ne bucurăm. Bucurăm, da. Adică dar știți că se usucă. Eu simt cum se usucă. Da? Da. E foarte bine. Ceea ce e super. Wow, și la Betty e ceva drăguț, să știți. Am nevoie acum de ora. Vai, cred că asta e una dintre challenge-urile mele preferate. Cred că o să mai facem. Cel mai creativ. De până acum, cel puțin eu așa. Și ce e interesant că aici noi voi să te greșești. Da. Că dacă te-ai greșit, e gata. Corect. O, Betty, cred că mi-am dat seama. Vai, dar nu mă gândeam că eu dacă desenam pe foaie cu un creion, nu mi-e și așa bine. Da? Da. Sper acum, dar e foarte greu să deschid asta fără să vărs nimic. Ce? Să nu se întindă desenul. Și dar vedeți că se ține destul de bine. Ah, am uitat să-i fac ceva foarte important, dar mai lasă să se usuce. Să usuce, nu-i mai fă nimic. Fac alt detaliu deocamdată. Da. Eu acum am nevoie. Adică care nu ține de ea. Hai că sunt curioasă ce este și la Betty. Betty, vezi că să nu curgă. O, oranjul pare foarte intens.
Da. Dar și rozul tău, dar toate culorile la bete. La bete sunt foarte reușite culorile. Foarte intense, da. Da, au avut noroc. Chiar au avut mare noroc. Îți place bete? Eu cred că îi place. Da, bete văd că e fericită. Ce mai? Oh! Nu știu cum să fac, cum să procedez. Poate să suflu. Nu, să nu... Ia întoarce cu fața la noi să vedem. Ce drăguț! Dar încă n-am terminat, adică voi nu prea înțelegeți încă de ce anumite chestii sunt așa. Eu am înțeles. Ei, poate n-am înțeles tot, dar am înțeles că e o pisică. Corect, dar care stă cu spatele. Ia întoarce. Eu? Da. Wow! Tu, Betty, ai terminat? Nu! Ne-am terminat cănile noastre și acum suntem gata să vi le arătăm. La 1, 2, 3! Uitați-vă, wow, ce cărni am de frumoase! Așa. Super, eu propun să ne uităm pe la rând. La fiecare în parte. Hai inițial la ta, Laura. Hai să luăm așa de la toartă. Așa, ce aici? Niște lăbuțe de pisicuță. Da. Pisicuțele stau cu spatele, din câte înțeleg și eu, beau, da? Și beau din aceeași cană specială. Și... cred că le este foarte greu să bea din ea. Când tragem una cealaltă miaună. Am înțeles. Și vedeți, iese abur din cană pentru că e frig afară, anins. E foarte drăguț. Și ele stau cu spatele. Pe zăpadă stau, pe zăpadă, da. Și aici alte lăbuțe de pisicuțe. Super, foarte frumos. Pisicuțele tale. Îți plac? Foarte frumos. Hai, Betty, să vedem și cana ta. Așa. Ce natura. Aici? Natura. Un nor, niște iarbă, o floricică, ce soare. Foarte frumos. Și aici avem un brăduț împodobit. Deci la tine pe cană, Betty, sunt două anotimpuri. Super! Vara, să știi că e drăguț. Doamna. Eu propun să le dăm, da, câte un nume. Care toamnă, Betty? Iarna! Iarna! A zis toamnă? A greșit, da. Dar sigur că s-a gândit la iarnă. Betty, da, s-a inspirat și de la brăduțul pe care îl avem alături. Eu propun să dăm câte un nume creațiilor noastre de artă. Hai, Betty, te gândești cum o să numești pe ta? Da. Eu pe mea o să numesc noapte de iarnă romantică între pisici. Cam lungă, cam lungă de numire. Bine, o să fie... pisici romantice, poate ceva. Pisici romantice și înghețate. Înghețate, băi, ce trist! În alt sens înghețate, adică li-i frig, nu că ele bine, sunt înghețate. Nu, o cană miau-miau, așa zic. Miau-miau. O cană miau-miau. La tine, Betty, cum se va numi opera ta de artă? Cană dublu anotimpuri. Cană spontană. Și de să nu-i strigi. Nu, ce, dar eu propun... cană spontană, că e ce vară și e ce iarnă. Eu zic să numim anotimpuri, pur și simplu. Cană ta și a ta miau-miau. Miau-miau. Mie mi s-a părut dublu anotimpuri. Dublu anotimpuri, hai așa. Artistul cu ideea lui. Da, da. Păi nu e anotimp, dar e anotimpuri. Da. Dar deoarece nu sunt toate anotimpurile, fie dublu anotimpuri. Da. Dacă așa vrea Betty. Deci, cam ăsta a fost challenge-ul nostru de astăzi. Sper că v-a plăcut nouă, cu siguranță ne-a plăcut mai puțin mirosul pe care încă îl simțim. Dar noi am mai erisit. Oh, da, dar e foarte puternică. Oji, multe, multe oji. Dar vă dați seama cât am desenat. În orice caz, nouă ne-a plăcut această creație și cu siguranță o să mai facem challenge-uri de genul. Dacă vouă v-a plăcut, nu uitați să îl apreciați cu un like și să vă abonați la canalele noastre de YouTube. Eu am fost Laura, asta a fost Betty și în spatele camerei a fost mama. Ne vedem în videoclipul următor. Pa! Pa!